Astăzi, în cadrul ședinței de lucru a Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române, au fost lansate 3 volume noi. Apărute de curând la editura Bazilica a Patriarhiei Române, cărțile conțin studii despre educația religioasă și pastorația familiei creștine. 2 volume din seria Lumini pentru viață, primul despre educația religioasă și al doilea despre familia creștină, precum și volumul Familia creștină, icoana iubirii lui Dumnezeu, incursiune literară, au fost lansate astăzi în cadrul ședinței Sfântului Sinod. Conținutul lor a fost prezentat de Preasfințitul Părinte Varlam Ploieșteanul, episcop vicar patriarhal. Primul dintre cele 2 volume conține studii care au fost publicate fie în perioada interbelică, fie în perioada regimului comunist, în periodicile bisericești sau după 1989, și sunt semnate de nume prestigioase ale învățământului teologic românesc. Aceste studii pot fi părțite în cele în care vorbesc despre bazele biblice ale educației creștine, după aceea, cronologic vorbind, modul în care părinții bisericii au folosit cultura greco-romană cu privire la educația tinerilor, după care putem vorbi despre un mănunchi de studii care valorifică concepția părinților bisericii despre pedagogie, despre educație, și acestea sunt cele mai numeroase studii. De asemenea, sunt câteva studii care privesc situația actuală a societății și necesitatea educației religioase în societatea de astăzi. Al doilea volum, dedicat familiei creștine, se deschide de asemenea cu 2 studii aparținând Preafericitului Părinte Patriarh Daniel. Cea de-a 3-a carte este o carte foarte ușor de citit, întrucât conține puține texte. Se intitulează Familia creștină, icoană a iubirii lui Dumnezeu, incursiune literară. Selecția acestor poezii și fragmente din proza românească cu privire la familie, copilărie, părinți, bunici și copii a fost făcută de către doamna Daniela Șoptică de la ziarul Lumina. Volumele pot fi achiziționate prin intermediul site-ului Librăriei Cărților Bisericești, prin comandă la tipografia arondpatriarhia.ro, la editura arondpatriarhia.ro sau la numărul de telefon 021 335 2128.